Bună dimineața, la mulți ani, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Haideți să ne ridicăm în picioare și haideți să venim înaintea Domnului spunându-i: Doamne, avem nevoie de cuvântul Tău. Avem nevoie de prezența Ta manifestată cu putere în viețile noastre. Avem nevoie de atingere proaspătă și avem nevoie să fim umpluți de puterea Duhului Sfânt. Nimic mai puțin de plin de puterea Duhului Sfânt. Amin. Tată care ești în ceruri, Te binecuvântăm. Ne închinăm înaintea Ta și slăvim numele Tău. Mulțumim pentru că Tu ești Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ. Slăvit să fie numele Tău. În această dimineață declarăm că noi depindem de Tine 100%. Tu ești viața, Tu ești izvorul vieții. De aceea avem nevoie de Tine. Vrem să curățești viețile noastre, să purifici ființele noastre, să ne pui într-o stare după voia Ta, să domnești în noi, în Duhul nostru, în sufletul nostru și în trupul nostru, întreaga noastră ființă, să fie umplută de puterea Lui Dumnezeu. De aceea curățește-ne în această dimineață și pune-ne într-o stare după voia Ta. Așteptăm de la Tine, ne încredem în Tine și Te binecuvântăm. Binecuvântat să fii, Tată! Binecuvântat să fii, Doamne Iisuse! Binecuvântat să fii, Duhule Sfânt! Binecuvântată să fii Tu, Sfântă Trăime! Acum și în vecii vecilor! Amin! Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea: fă-mi dreptate în cearta cu cureșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar la urmă i-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinesc, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat: auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, care strigă zi și noapte către El, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Amin. Vă rog să ocupați locul. Domnul să vă binecuvinteze. Avem și puterea schimbării, agentul schimbării, care este Dumnezeu Duhul Sfânt, care îl prezintă pe Iisus și îl glorifică pe Iisus, spre slava Tatălui. Amin. Așa că un an al schimbării cu Domnul Iisus. Crezi tu că El poate face lucrul acesta? Crezi tu că din starea în care ești, Domnul poate să te ridice și să te ducă mai departe? Crezi tu că Domnul poate să atingă viața ta și să te vindece fizic? Poate să elibereze sufletul tău, trupul tău, viața ta? Crezi că Domnul poate face aceasta? Da, Domnul poate și numai că poate. Domnul vrea să facă aceasta. De ce? Pentru că Dumnezeul Bibliei este bun. Dumnezeul Bibliei este bun. Este plin de îndurare. Este plin de milă și plin de har. Să fiți să fie numele Lui. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu bun. Oh! Ești tu bucuros că ai un Dumnezeu bun? Sau care este percepția pe care tu ai despre Dumnezeu? Așa un moș bătrân supărat pe viață, care oricând e gata să te articuleze, păi dacă era așa, era moș de mult. Mai bine nu mai năștea. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu bun. Plin de îndurare. Știi ce se plă plin? Are de unde da tot timpul. Dumnezeu poate să dea tot timpul har și îndurare. Pentru că Dumnezeu este bun. Slăvit să fie numele Lui. Iubiților, în această dimineață voi vorbi despre un lucru care este pe inima mea foarte tare. Pentru că sunt la o intersecție mare a vieții mele. Și am pășit într-o mică dimensiune din lucrurile pe care Dumnezeu le-a vorbit pentru mine. Am stat și m-am gândit și am încercat să văd care sunt lucrurile esențiale care trebuie să se întâmple în viața mea în anul acesta. Ele sunt multe. Eu am să mă ocup de un singur lucru în această dimineață. Pentru ca să pot intra în promisiunile lui Dumnezeu. Primul lucru de care am nevoie în relația cu Dumnezeu este cuvântul ascultare. Eu trebuie să ascult de Dumnezeu. Nu există vreun lucru care să-L impresioneze mai tare pe Dumnezeu decât ascultarea mea de cuvântul Lui și de relația mea cu El.
Nu există ceva care să îl determine pe Dumnezeu să lucreze mai bine decât ascultarea în credință. Eu îl ascult pe Dumnezeu pentru că Dumnezeu este Dumnezeu. Un, doi. Pentru că Dumnezeu știe cu certitudine ce este cel mai bine pentru mine. Și Dumnezeu știe cu certitudine fiecare pas care trebuie să se întâmple în viața și în ființa mea. În viața și în lucrarea mea, în familia mea, cu familia mea împreună. Dumnezeu știe toate lucrurile. Și dacă umblu în ascultare de Dumnezeu, am toate șansele să umblu în acea voie bună a lui Dumnezeu pentru mine. Și să mă bucur de ceea ce Dumnezeu face în viața mea. Dacă aleg lucrul acesta, atunci lucrurile se întâmplă. Dacă nu aleg lucrul acesta, nu mă mir că lucrurile nu se întâmplă. Știți că s-au întâmplat de foarte multe ori și în viața mea și în viața ta. Ca foarte multe lucruri să treacă pe lângă noi. Pentru că n-am ascultat. Și pentru că n-am ascultat și n-am fost la punctul de întâlnire cu Dumnezeu. N-am fost la acea intersecție în care m-a așteptat Dumnezeu să-mi spună acum, fă-o la dreapta. Mai devreme sau mai târziu am ajuns la punctul acela al vieții. Dar pentru că eram în întârziere deja, n-am știut unde să mă duc și m-am dus la stânga. Pentru că în viața spirituală, în trăirea cu Dumnezeu și în umblarea cu Dumnezeu, există un dinamism. Știi că a fi creștin nu înseamnă a avea un suflet molatic și de lăsător că providența lui Dumnezeu va purta de grijă? O, Dumnezeu va purta de grijă oricum. Din cauza ceea ce este El. Dar Dumnezeu poartă de grijă în dreptul meu. Și eu intru în promisiunile Lui când umplu cu El. De dacă stau 3 ani de zile și sunt tot în clasa 1-a și trebuia să fiu deja în clasa 3-a. Da. Și atenție! Și cer lucruri de clasa 10-a. Da, atunci mai stai. Nu înțeleg cum se pot plictisi oamenii de Dumnezeu. Nu înțeleg. Și raționamentul meu e simplu. Dacă Dumnezeu a făcut cerul și pământul, dacă Dumnezeu a făcut cosmos, și dacă Dumnezeu a făcut veșnicile, și El nu este în ele, ci El le cuprinde, cum poți, Dumnezeu, să te plictisești de un tip de felul ăsta? Când ajungi să-L cunoști? Păi niciodată. Niciodată. Pentru că Dumnezeu este proaspăt în fiecare zi. Amin. A, că tu te-ai sculat cu fața la cearceafă. Că n-ai chef. Că ești plictisit. Că îmbuibarea e la culme. Că nu mai vrei să pui mâna pe plin. Aia e altceva. Dar nu-i le pune astea pe seama lui Dumnezeu, ci pune lucrurile acestea într-un mod real pe seama lenei spirituale pe care o ai. Simplu. Doamne, ce bine știm să ne mascăm. Câți dintre voi ați așteptat să vă dea Domnul jos din pat, așa, din toată, așa, să aveți un imbol din ăla rugăciunii foarte puternic? M-am trezit să mă rog acum, să mă rog. De câteva ori în viață mi s-a întâmplat asta. Doar de câteva ori. Restul știi ce a trebuit să fac? Să muncesc cu sufletul. Creștinismul este o muncă cu sufletul. Este o activitate pe care o produce, trebuie să o producă ființa ta interioară, rațiunea ta, voința ta, sentimentele, cu o singură destinație. Hristos. Să-L cauți pe El. Acest pasaj pe care l-am citit este un pasaj extraordinar pentru care vorbește și este un exemplu pe care Fiul lui Dumnezeu îl dă oamenilor de-a lungul tuturor timpurilor, spunând în următorul lucru. Voi aveți o problemă cu rugăciunea. Rugăciunea este acea stare de vorbă în intimitate cu Tatăl, Fiul și cu Duhul Sfânt. La rugăciune participă toată Sfânta Treime, pentru că ei tot timpul au fost trei și au lucrat împreună. Rugăciunea este acel moment, acel timp din viața mea în care eu intru în cămăruță și închid ușa și rămân numai cu Dumnezeu. Știți că cea mai mare luptă pe care diavolul o duce în dreptul fiecăruia dintre noi este întâi de toate să ne fure acest timp? Știți de ce? Atenție! Cine face lucruri spirituale nu este egal spiritual. Nu, nu! Am descoperit-o după ani de zile în care eram în viteza 6 și făceam atâtea lucruri spirituale de nu-ți venea să crezi. Și la un moment dat mi-am dat seama că suna toba, Domnule.
Și mă întreabă, ce se întâmplă? Nimic. Este o consecință naturală a unei lipse de intimitate cu Dumnezeu. Lipsa de intimitate cu Dumnezeu, atenție, nu te împiedică să faci lucruri spirituale. Dar cu certitudine nu-ți dă nicio acreditare spirituală. Vedeți? Suntem în secolul 21. Toate lucrurile trebuie să se întâmple foarte repede. Uitați-vă la toate mijloacele astea de comunicare. Totul se întâmplă foarte repede. Nu mai avem răbdare. Ca să poți să conștientizezi că sursa ta de viață stă în intimitatea cu Dumnezeu, trebuie să-ți faci jos de răbdare. Trebuie să intri în cămăruță, să închizi ușa, să închizi molecularul și să stingi soneria de la intrare și calculator. Și să spui acum, Doamne, noi doi, doar noi doi, atât. Și te întreb, de ce nu poți birui? E simplu. Pentru că nu te-ai dus la izvorul puterii. Și atunci îl întreb pe Domnul, Doamne, dar Tu mi-ai promis că mă scapi. Dar Tu nu ți-ai făcut partea ta din această lucrare a intervenției lui Dumnezeu în viața ta, care trebuie să producă eliberare. Pentru că vreau să știți că eliberarea vieții noastre de diferite lucruri nu vine pentru că spune, Doamne, acum mă eliberezi. Ci comportă din partea mea o atitudine interioară de căutare a Sfințeniei lui Dumnezeu. Comportă din partea mea o determinare de a urâi păcatul cum îl urăște Dumnezeu și de a iubi Sfințenia cum iubește Dumnezeu. Abia atunci, în adâncul ființei, se produce acea ruptură. Și Duhul extrage lucrul acela. Restul. Exemplul acesta este un exemplu atât de puternic pentru fiecare dintre noi. Iisus spune că într-o cetate oarecare era o femeie. Era necăjită pentru că era văduvă și avea o problemă. Și se ducea la un judecător. Și tot timpul mergea și spunea, Domnule, am o problemă. Și numai că am o problemă, dar la problema pe care o am dreptate la problema mea. Și Iisus spune că judecătorul acela era un tip tare supărat pe viață. Ba era plictisit, ba se certase cu nevasta, ba nu i-a mers afacerea. Ceva s-a întâmplat că niciodată n-avea timp într-un mod real să se ocupe de femeia aceea și să stea să analizeze cazul și era foarte simplu să-i dea dreptate pentru că tocmai avea dreptate. Și Iisus spune, uitați-vă la femeia aceasta. A avut în ființă ei un lucru care i-a dat biruință și care se numește consecvență. Consecvență. Într-o zi, din nou s-a dus acolo. Când a văzut-o judecătorul ăsta să facă bunerii. Pentru că era prea multă lume, s-a schimbat doar la față. Azi o rezolv. Și i-a pus parafă. Și Iisus Fiul lui Dumnezeu spune, dacă un om pe pământ a fost biruit de o perseverență și măcar că omul ăsta este egal așa cum este, Tatăl vostru care este în cer și care este cum este, nu vă va răspunde El vouă. Dar problema este perseverența. Perseverența. Sunt 28 de ani de când mă rog pentru trezirea spirituală. Și când vorbesc despre trezirea spirituală, vorbesc despre acea manifestare a prezenței lui Dumnezeu. Peste suprafața acestei țări, de la nord la sud și de la est la vest. În așa fel încât puterea lui Dumnezeu să măture națiunea, biserica să se pocăiască, să aibă parte de curățire și de botezul cu foc al Sfințeniei lui Dumnezeu, pentru curățire, pentru eliberare și pentru umblere proaspătă. Și biserica să fie implicată într-un mod natural, într-o lucrare de evangelizare, pentru ca milioane și milioane și milioane de oameni să se pocăiască. Numele lor să fie scris în cartea vieții și să se întoarcă la Dumnezeu, să fie aduși ca rod, umpluți cu Duhul Sfânt și să rămână pentru eternitate în împărăția lui Dumnezeu. 28 de ani. Sunt de când am început să mă rog. Înainte de mine, omul care mi-a predat ștafeta în dreptul meu a fost un bătrân mai în vârstă decât mine, cu 50 și ceva de ani. Și care a luat focul din inima lui pus de Dumnezeu și l-a pus în inima mea.
și care s-a rugat timp de 50 de ani. Perseverența până la capăt, cu orice preț. Eu cred că noi vom vedea o trezire de proporții care va atinge toate domeniile vieții noastre, atât ca individ, ca biserică și ca națiune, ca societate. Avem nevoie de această prezență a lui Dumnezeu manifestată cu putere. Dar, iubiții mei, noi trebuie să înțelegem. Există o legătură intrinsecă foarte puternică între Dumnezeu, noi, rugăciune, credință și perseverență. Sunt lucruri legate una de cealaltă, care merg mână în mână și care nu se opresc. Când una lipsește, lucrurile nu mai merg așa cum trebuie. De aceea, între noi și Dumnezeu trebuie să fie continuu o comunicare și o perseverență în relație continuu. Pentru că noi avem nevoie să fim curățiți într-un mod constant în fiecare zi. Avem nevoie să fim umpluți de puterea Duhului Sfânt în fiecare zi. Avem nevoie să creștem în fiecare zi. Și avem nevoie să dezvoltăm ființa noastră ca să devenim o pistă de aterizare a puterii lui Dumnezeu. Pentru ca lucrul acesta să nu rămână doar peste noi, ci să curgă peste alții. Dacă nu se întâmplă asta, viața de creștin pe care noi o trăim este așa de săracă. Putem gusta așa de multe lucruri din Dumnezeu și totuși trăim așa de jos. Trei lucruri foarte importante pe care vreau să le spun în această dimineață. Am în capul meu o grămadă de lucruri. M-am chinuit să le sortez. Vreau să înțelegem trei aspecte definitorii pentru o viață de rugăciune. 1. Calitate, consecvență și cantitate. Calitate, consecvență și cantitate. Dragii mei, nu există ceva mai tainic care să te ducă în acea apropiere și acea prezență imediată a lui Dumnezeu decât dezvoltarea unei vieți de rugăciune care conține închinare, un timp de închinare prin laudă, prin cuvinte adresate la adresa lui Dumnezeu pentru ceea ce El este, apoi pentru ceea ce îl face, un timp de laudă, apoi închinare pentru ceea ce El este și apoi în acel moment al transferului de inimă. Știi tu că Dumnezeu vrea să împartă inima Lui cu tine? Dar pentru asta îți trebuie timp. Nu poți să umbli pe stradă lipsit de atenția împărăției în inima ta, de a fi concentrat la Iisus, de a avea timpul în cămăruță, de a te adânci în Scriptură și spui, Doamne, dă și-mi o bucată. Pentru un singur motiv, că n-are unde să o pună. Nu pentru că nu vrea, n-are cui să o dea. Și dacă ți-ar da o în starea în care ești, știi ce ai face cu ea? Să folosesc un cuvânt frumos. Oricum, nu ai pune în opera lui Dumnezeu. De ce? Pentru că nu-i destul că Dumnezeu să vrea să-și pună inima lui în tine, ci tu însuți trebuie să devii acel recipient, acel vas sfânt în care inima să lucrească și necol să se ducă. Calitatea rugăciunii constă, sau sunt aici câteva elemente pe care le voi numi. 1. Calitatea este dată de curăția inimii, de atitudine, de cerere corectă și de credință. Sunt patru lucruri foarte importante. 1. Curățirea inimii. Scriptura spune la Psalmul 66, cred, spune așa: dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. În Tit, la capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu spune că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Pentru ca să poți să intri în prezența unui Dumnezeu sfânt, El a pregătit pentru tine toate lucrurile necesare, respectiv sângele lui Hristos și neprihănirea câștigată de El. Ca să te duci și să le primești, trebuie să te duci la El printr-o mărturisire și o pocăință autentică. Un lucru pe care l-am învățat de-a lungul vieții, pe care l-am știut aici, dar nu l-am știut aici și nu l-am înțeles decât după un anumit timp, este că Dumnezeu vrea să audă din gura mea toate lucrurile mărturisite. Dumnezeu vrea să audă din gura mea toate lucrurile mărturisite.
În urmă cu mulți ani, nu eram încă botezat, am trăit o experiență care avea să mă marcheze și să îmi lumineze mintea ca să înțeleg modul în care îmi pot curăți relația cu Dumnezeu și să umblu în lumină. Pentru că aici este vorba, dacă vreți, la o inimă curată este o inimă care trăiește în lumină. Când este lumină, este lumină. Punct, nu mai este altceva, este doar lumină. Am încheiat subiectul. Eram la mine acasă și stăteam pe pat cu spatele la perete și citeam Biblia. Și la un moment dat am început să vreau să mă rog. Și în timp ce mă rugam, mi-am dat seama că parcă rugăciunea mea nu trecea mai sus de tavan. Abia reușeam să mă rog și să spun ce se întâmplă. Și nu înțelegeam ce se întâmplă. Mă întorsesem de câteva luni. Și am mai citit din Biblie, iar m-am rugat un pic. Și la un moment dat am început să mă întreb, Doamne, de ce se întâmplă? De ce nu mă pot ruga? Că uite, ieri la altă când m-am rugat bine, am putut să mă rog. Și parcă e ceva ce mă apasă. Și atunci am auzit. Am auzit vocea Duhului Dumnezeu care mi-a vorbit clar și specific. Fiule, mărturisește-ți păcatele. A, asta era. M-am pus pe genunchi și am început să-i spun lui Dumnezeu tot ceea ce am crezut că am păcătuit. Instant a venit eliberarea. Pentru că nu uitați un lucru, păcatul totdeauna pune un zid. E simplu. Lucrurile par, atenție, nu e simplu. Pare simplu. Că o putem trata așa, doi la leu. Nu, nu, nu. Că de aici îți vine viața sau moartea. Dacă tratezi lucrurile acestea într-un mod simplu și sincer în lumină, ai viață. Pentru că niciodată în fața lui Dumnezeu nu e nevoie să vii să te scuzi pentru niciun motiv. Pentru că oricum Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și pe alea pe care tu nu le cunoști. Dumnezeu nu are nevoie niciodată să-i acuzi pe alții de păcatele tale. Și cu atât mai mult, nu te lăsa dus de minciuna asta că dacă la copers ar putea să nu știe Dumnezeu. Și totdeauna vine un singur și spune, Doamne, ăsta sunt. Așa am gândit, așa am privit, așa am vorbit. Și acestea au fost procesele interioare care s-au întâmplat în mine. Repet, nu le spui lui Dumnezeu pentru că El ar trebui să le știe, ci pentru ca tu să înțelegi că acele lucruri pe care le-ai trăit în lumina adevărului lui Dumnezeu se numesc păcat. Și lucrul acesta îți va aduce două lucruri. Unu, iertare și eliberare. Fără pasul acesta nu poți să te duci mai departe. Spune cuvântul, dacă aș fi cugetat, ce înseamnă cugetat? Am meditat. A sta asupra unui păcat. Dacă stai și cochetești și lemni, niciodată o viață de compromis nu te va putea duce într-o viață spirituală de biruință. Niciodată o viață de compromis nu va putea să te ducă la nivelul promisiunii lui Dumnezeu și să devii acel vas sfințit, folositor stăpânului, destoinic pentru orice lucrare bună. N-ai cum! Primul lucru este curățirea inimii. Al doilea lucru, atitudinea corectă. Vedeți? Noi nu venim la Dumnezeu pentru că dintr-o dată am devenit copiii Lui și din clipa aceasta avem libertatea să vorbim cu Dumnezeu sau să ne exprimăm în fața lui Dumnezeu cum vrem noi. Și aici sunt două aspecte foarte interesante. Unu, ori este acea atitudine legalistă în care trebuie să formulezi toate numele lui Dumnezeu înainte ca să-i spui Tată și trebuie să-ți preschimbi vocea ca să pară spiritual. Sau modul acela așa ușuratic. Auzi, tată, deci vezi că mi s-au terminat banii în portofel. Lucrurile sunt undeva la mijloc. Atitudinea corectă. Știți că atitudinea creează atitudine. Dacă unul din copiii mei vine la mine și îmi spune, auzi, măi, tată, ia, scoate de acolo ceva, hai. Spune, auzi, știi unde eu și ia acolo. Dar dacă copilul meu vine și spune, tăticule, uite, am nevoie de următorul lucru. Să vedem ce putem face. Atitudinea cu care ne ducem la Dumnezeu, atenție, nici măcar când știi că aceea este voia lui Dumnezeu, nu te duc cu atitudine nepotrivită. Și lucrurile acestea le vorbesc despre interior. Dacă nu-ți gestionezi interiorul cu acea atitudine potrivită, a smerenie, a recunoaște cine este El și ce face El, a faptului că tu depinzi de El și că El este sursa vieții tale și că tu fără El ești zero,
Dacă nu zidește din atitudinea aceasta, uf, cât te va costa. Pentru că lui Dumnezeu nu-i plac impertinenții. Aia nu-mi plac nici mie ca om. Și nici așa e. Dar atunci de ce ar trebui să ne rabde Dumnezeu pe noi cu atitudinea asta? De ce? Eu sunt un tip care crede în mișcarea pe care Dumnezeu a început-o pe la anii 60 mai devreme, de pentecostalismul, carismatismul, mișcarea credinței, toate lucrurile astea. Dar am observat un lucru. Noi avem tendința, câteodată, în atitudine, nu totdeauna, dar avem atitudinea aceasta câteodată să-i poruncim lui Dumnezeu că ar trebui să facă ceva. Serios? De aceea ai impresia că El nu știe ce trebuie să facă? Sau dacă tu nu îl constrângi, crezi că nu face? Ori au venit oamenii și s-au dus în legalism, ori s-au dus în atitudinea aceea în care au vorbit cu Dumnezeu așa cum au crezut ei că... Atitudinea este un ingredient definitoriu al vieții de rugăciune. Nu uitați, Scriptura spune că El a pus în noi Duhul nostru, în Duhul nostru, a pus Duhul Lui, care strigă, Ava, adică tăticule, care presupune încredere și respect în persoana căruia îi te adresezi. Al treilea lucru aici este o cerere corectă. Este o cerere corectă. Vezi? Și pentru rugăciune ne trebuie acea călăuzire a Duhului lui Dumnezeu în înțelegerea cuvântului, pentru că atunci când ne rugăm, să învățăm să ne rugăm în voia lui Dumnezeu. Noi trebuie să cunoaștem care este voia lui Dumnezeu. Și atenție, care este timpul lui Dumnezeu pentru anumite lucruri. Timpul lui Dumnezeu pentru anumite lucruri. Nu tot timpul sunt deschise toate lucrurile pentru mine. Ci viața mea are un început, are un conținut și are un sfârșit. Și pe parcursul ei Dumnezeu îmi dă lucrurile pe măsură ce mă apropii de El și sunt în stare să le primesc și să umblu cu ele fără să mă cocârjească și fără să mă facă să cad. Interesant, nu? Un lucru care mi se pare foarte interesant și care pentru mine a fost un obiect de studiu și este încă, sunt biografiile oamenilor mari ale lui Dumnezeu care au trăit extraordinar și au văzut puterea lui Dumnezeu la lucru. Eu sunt un genul de om care gust, savurez, mănânc genul acesta de lucruri, pentru că asta mi este și structura și chemarea. Și am înțeles că Dumnezeu unge oameni cu putere într-un mod special. Dar știi ce am înțeles? Că au fost oameni care au stăruit și care au spus lui Dumnezeu, vezi, e cuvântul tău. Și Dumnezeu a zis, da, e cuvântul meu. Dă! Nu-i timpul. Ba, dă! Nu-i timpul. Ba, ai spus că-mi dai, dă! Poftim. Și știi ce s-a întâmplat? Au umblat cu ce le-a dat Dumnezeu un timp. Chiar două. Ba chiar trei. Dar pentru că n-au avut acea platformă interioară, maturizată, formată, acea identitate și acea trăire de caracter, acea atitudine și motivație, și acea statornicie care vine din Hristos în noi, prin transfer de la El la noi în intimitate, mai devreme sau mai târziu, s-au strâmbat și de spate, și de caracter, și de viață. Pentru că puterea corupe. Puterea corupe. De aceea există timpuri și timpuri, nivele și nivele. Învață să umbli cu Dumnezeu la fiecare nivel. În acea intimitate. Dar învață să umbli așa de bine ca niciodată să nu fie nevoie să te întorci la un nivel inferior. Și să poți păși cu Dumnezeu în această umblare într-un mod real. Al patrulea ingredient este credința în El. Credința în El, rugăciunea reclamă credință în El.
Rugăciunea nu este o gândire pozitivă. Nu este, mă gândesc și va veni. Rugăciunea este o adresare a ființei mele spirituale la adresa persoanelor Sfintei Trăimi. Rugăciunea este o trăire care pleacă de la mine spre ei, tot sub influența lor. Și ceea ce reclamă o rugăciune autentică este acea credință care spune: eu pot să mă rog pentru aceste lucruri, pentru că Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun. Doi. Dumnezeu este credincios cuvântului Lui. Dumnezeu și-a dat un cuvânt și în spatele Lui și-a pus caracterul. Și Dumnezeu nu are cum să-și mintă cuvântul pentru că își minte caracterul. Și cum Dumnezeu nu poate să minte ce să se schimbe, Dumnezeu rămâne cu cuvântul și caracterul credincios. Și al treilea lucru pe care trebuie să înțelegem, că Dumnezeu poate să facă ce spune. De câte ori în inima ta n-ai avut trăirea aceasta în care Iisus: ho, Doamne, Tu poți, dar nu știu exact cum. Nu? Câți asta e treaba asta? Spuneți. Numai câțiva rezultat sunteți credințomani. De câte ori nu ți s-a împotmolit mintea, oarecum va face Dumnezeu, mâna sus. Așa, place, acum ați venit acasă. Oarecum va face Dumnezeu? Măi, serios, cred că trebuie să te cheme consilier. Să-i dai câteva sfaturi. Că Domnul chiar era atunci în pană de sfaturi. Bă, cum să... Ia chemam-o pe ăsta de pe pământ, dă-i o răpire și-o la mine. Iubiții mei, apropo, Dumnezeu nu are nevoie de sfaturile noastre. Dumnezeu tocmai știe, uite, asta e chestia noi, că tocmai știe. De fiecare dată știe cum să răspundă. Și de fiecare dată când tu ai 100 de soluții la rămire, și când tu te nervezi și scoți 999, El mai scoate 91 și face 1001. Asta ca să vezi că Dumnezeu are totdeauna mai mult decât tine. Mi-a plăcut o vorbă de-a fratelui Daniel Matei. Dumnezeu este întotdeauna mai deștept decât mine. Știi că am ajuns să o cred. Pe bune. Adică eu știam că, dragă, că totuși Dumnezeu mă gândesc. Nu, trebuie să știi aici. Lasă aici, că aici știu multe. Cineva îmi spunea, mă rog, vorbind despre oameni într-un fel sau altul, despre cunoaștere intelectuală. Este foarte important. Dar atenție! Domnul a spus, dacă știți și faceți. A cunoaște în creștinism este egal a cunoaște și a face. Iar ceea ce înseamnă a face este exact ce ești. Acel ce ești tu este suma vieții tale adevărată. Atât. Nu ce cunoști. Na. Pentru că ce cunoști și nu faci. Pentru aia iei na. Și zicea Marincu, care a plecat la Domnul: dacă ne va judeca Dumnezeu într-o zi pentru ce trebuia să cunoaștem și să facem, eu mai avem o problemă mare. Cunoaștere este egal a face. Și nu poți să faci dacă nu cunoști. În schimb, poți să cunoști mult și să faci puțin. Consecvență. Voi n-aveți ceasul aici, aveți? Unde? Fără limită. Lasă că trebuie să duc acasă. Când vin copii și fac gălăgie, atunci plecăm acasă. Bun. Al doilea lucru la rugăciune este consecvență. Unul este calitatea. Vreau să vă asigur și sunt convins că ați știut lucrurile acestea și ați avut idee despre ele, le-ați și gustat, le-ați și trăit într-un fel sau altul, dar ceea ce vreau să-ți spun în această dimineață, provocarea lui Dumnezeu pentru sufletul tău este că trebuie să răiei din nou acea viață de rugăciune adevărată. Repet, nu faptul că faci lucruri spirituale te face spiritual, ci doar faptul că ești spiritual te califică să faci lucruri spirituale. Ba chiar nu uitați, faptele spirituale făcute fără o viață spirituală este egal sterilitate. Sterilitate, 100%. Consecvențe. Cred că asta este până la... Parcă cu primul punct, e greu, nu foarte tare, dar consecvența e punctul care ne pune la pământ pe toți.
a fi consecvent. Perseverență. Domnul Iisus le-a spus, le-a dat o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat. Adică cât va fi creștinismul pe pământ, fiecare generație de credincioși, fiecare generație de predicatori, trebuie să facă un lucru. Să se roage. Când ai pierdut-o pe asta, poți să-ți pui pălăria în cui și să te duci la crescut vite. Afară că vrei să devii un fariseu contemporan. Dacă vrei să devii un fariseu contemporan, atunci poți să faci asta fără nicio problemă. Pentru că rugăciunea este motorul vieții. Dacă n-ai rugăciune, n-ai viață. Să se roage necurmat și subliniat. Și să nu se lasă. Adică să fie consecvent. Dragii mei, câți dintre voi sunteți conștienți că aveți nevoie să vă reîmprospătați într-un mod real și imediat intimitatea cu Dumnezeu mână sus? Bine. Deci pentru voi am predicat începând cu mine. Eu le ridic pe amândouă că am nevoie de porții după. Nu știu ce cu voi, cu mine. Dragii mei, perseverență înseamnă a hotărâ să nu te lași cu niciun chip. A hotărâ să nu te lași cu niciun chip. De ce? Pentru că așa a spus Iisus. Ăsta este primul și fundamentalul motiv. Pentru că așa a spus Iisus. Doi. Întotdeauna când te lași, te răcești. Câți ați experimentat această trăire interioară atât de adevărată? Când ai fost în rugăciune, în post, în clopot și ai umblat cu Domnul și ai trăit prezența lui Dumnezeu în viața ta și apoi ai rărit-o cu rugăciunea, cu viața de post și cu intimitatea, nu cumva ai devenit mai rece? Am înțeles, chiar și sloi de gheață, adevărat este. Pentru că asta este consecința naturală. Pentru că nu uitați un lucru, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dumnezeu este Duh, Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este lumină și Dumnezeu este foc mistuitor. Când te depărtezi de foc, te apucă frigul. Când te apropii de foc, te încălzești. Când te apropii și mai tare, iei foc. Asta trebuie să se întâmple. Trebuie să luăm foc. Vedeți? Activități. Sunt disperat cu activitățile astea. Știți ce-mi doresc? Acum o să ziceți, mă trăiești în amintiri, mă. Pe câteodată și le-ați spune, că Domnul zice, aduceți-vă aminte de lucrurile pe care le-am făcut, ca să vedeți că în viitor, acum și în viitor, pot să fac din nou asta. Mi-aduc aminte în vremurile bune la Biserica Agape. În vremurile în care viața de rugăciune era sus și au fost ani, nu luni, au fost ani și ani și ani. În spatele scenei acolo erau 15-20 de oameni care se rugau continuu. Era și o prezență a lui Dumnezeu peste biserică. Era așa o atingere a lui Dumnezeu. Oamenii se grăbeau să vină la biserică. Nu știu că nu o să-mi iasă și mie și vouă din vocabular biserică, că noi suntem biserica. Greu e, bă, neamul. Doamne, iată. Gândiți-vă că oamenii veneau când erau anumite momente și luni de zile când puterea lui Dumnezeu se manifesta într-un mod deosebit. Era constant o anumită manifestare a prezenței lui Dumnezeu peste biserică, de un anumit nivel de a fi tangibilă. Și era un moment în care devenea atât de tangibilă, încât oamenii erau pur și simplu, aveau un respect, nu trebuia să creze. Veneau, intrau în casa de rugăciune și... fantastic! Dar știți de ce? Pentru că cineva făcea ceva. Pentru că altfel putem spune, Doamne, tu ești credincios. Așa ai zis, nu? Doamne, tu ești bun, nu ai zis așa. Așa că, dă-ne prezența ta manifestată cu puterea publică. Mai o dată, trebuie. Dar nu-i în Biblie așa. Știți că viața de rugăciune autentică este egal la sfârșitul pasajului credința autentică?
credință este atât de tare legată de rugăciune și rugăciune de credință, încât nu poți să o separi. Pentru că dacă te rogi fără credință, ești așa unul care vorbește religios. Dar dacă te rogi cu credință, înseamnă că vorbești cu Dumnezeu și vei primi ce ai cerut. Și mare diferență, cred. Și tu știi. Ultimul lucru, sunt așa de multe lucruri de spus, vreau să vorbesc despre cantitate. Au fost perioade în viața mea pe care le-ai trăit și tu, în care te-ai rugat și ai avut așa un 15-20 de minute de rugăciune, ai citit Biblia, iar te-ai rugat un pic, după o săptămână, tu ai reușit să te mai rogi un pic, mai mult. Și ai trecut de jumătate de oră și te-ai rugat. Ca să nu mai zicem că au trecut zile întregi de când te-ai mai rugat. Așa-i? Frate, auzi, vorbește cu Domnul. Tocmai acum lumina Lui este peste tine și lumina Lui e combinată așa cu dragoste, cu bunătate, dar și cu mustrare și corectare. Pentru că asta merg împreună. Dragoste fără corectare este haos. Și corectare fără dragoste este dictatură. Dumnezeu nu e niciuna nici alta. Și Dumnezeu este perfect. Deci le folosește pe toată dată. Ca să nu ni se întâmple ceva. Că nouă tot timpul ni se întâmplă. Odată suntem într-o pasă proastă, Doamne, ce dur ai fost cu mine. Pe trei zile, Doamne, cât mă iubești! Da, pe ăștia suntem noi. Așa e? Cantitate. Care credeți că este cantitatea prevăzută de Biblie pentru o viață de rugăciune reală? Neîncetat. Rugăciune necurmată. Nu vi se pare că astea sunt cuvinte așa, bum! Oare când ajungem, vin copiii? Oare când ajungem la acel gen de rugăciune? Aici e punctul. Niciodată să nu spui, am crescut destul în viața de rugăciune. Oare? Uite etalon. Ăsta e etalon. Dacă sunt multe trepte, este altceva. Dar ideea este că ai o anumită trăire și intensitate a prezenței lui Dumnezeu în viața ta, pe care tu o percepi, nu pentru că Dumnezeu vine mai mult sau mai puțin în tine, El este același, ci tu ai o deschidere mai mare sau mai mică la ceea ce Dumnezeu face. Și dă-mi voie să-ți spun, și tu știi bine, că dacă ai un timp real de rugăciune cu Dumnezeu de o jumătate de oră, este un anumit timp de experiență. Dacă rugăciunea ta a crescut la o oră, este un alt tip de experiență și dacă ai depășit un 2 ore, 3 ore, deja totul este diferit. Ai trăit lucrurile acestea? Mâna sus. Despre acest gen de lucru vreau să te gândești că ești chemat să le trăiești. Mi-aduc aminte, vă dau exemplul acesta și apoi mă rog și închei. Într-o zi, fratele Daniel, eram la birou și îmi spune, fiule, tu acasă te pregătești că trebuie să predici astăzi. Păi, dar nu sunt eu pe schedule acolo. Nu-i nimic, du-te. Gata, șeful. Am plecat acasă. Și în timp ce am ajuns acasă, mă gândeam, măi, ce trebuie să predic astăzi? Mă, ce muncă mi-o dat acum. Mai bine, nu trebuie să mă durăm un pic, mă duc spre WC-ul. Nu, trebuie să predici. Bine. Și am zis așa, Doamne, cum să fac asta? Până la urmă, nu-i greu să predici. Că te duci în câteva cărți, găsești o idee și zici, au zis alții. Și toată lumea zice, ce băia citit. Dar asta știți să o facă toată lumea. Problema nu e asta, ci problema e viața. Via rema, că dacă nu e rema, mamă, nu mai e nimica. Și în ziua aceea am luat decizia așa, am spus, Doamne, nu știu ce trebuie să predic. Mă luați o durere de cap din aceea că nu pot să vă explic. Ați avut genul ăla de durere de cap în care ai impresia că creierul e mai mic în calota craniană și când mișc capul, se mișcă, Doamne, parcă totul stă pe cap. Băi, dar cum v-ați spus tot, mă? M-am dus acasă. Zic, Doamne, cum să fac? Întâi trebuie să mă culc ca să devin om normal. Vezi că înainte de a te ruga, e bine să fii foarte normal, adică odihnit. Știi că am experimentat asta și tu la fel. M-am culcat întâi, m-am trezit după o oră și să vezi și m-am rugat. Că altfel înainte,
Viteza întâia, a doua marșa la el. Auzi, lasă-mă, pune jos, decurcă-te, vină la rugăciune. Și am spus atunci așa, Doamne, acum nu știu ce să mă rog. Nu știu ce să predic, nu știu cum să spun, dar, Doamne, știu un lucru. Vreau să-ți cer un lucru. Să vină Dumnezeu în adunare. Să vină Dumnezeu în adunare. Și m-am rugat. Și a trecut o oră, și a trecut o oră jumătate, se apropiau de două ore. Și când mă uit, trebuie să mă duc la biserică, trebuie să predic. Ce? Ok, mergem la biserică. Și mă duc la biserică. Începe relu Pahnaru închinarea. Și în timp ce, la a doua, a treia cântare, dintr-o dată, am simțit cum a venit puterea lui Dumnezeu peste mine. Fizic. Stăteam în picioare, mă închinam și la un moment dat am simțit că m-au cuprins niște trăiri. Mi-au amorțit mâinile, picioarele, fața. Opa! A venit Dumnezeu. La un moment dat n-am mai avut puterea să când mă pun pe scaun. Am pus pe scaun, mi s-au adunat mâinile, picioarele. Aveam așa o mutră de mongoloid. Și așa, sunt o biluță din asta, așa, ca și valiul ăla. Acum n-am zis de dimensiune. Și stăteam acolo. Nu pot să vă explic ce prezență lui Dumnezeu am trăit. Cât eram de plin de prezența lui Dumnezeu și o percepeam. Și la un moment dat, îi văd pe băieții din față că se uită la mine. Eram de acord cu tine cu ce vrei tu. N-am putut să deschid gura. Și ăștia vreau să predic. Cum să le spun că nu pot vorbi? S-au prins când s-au uitat la figura mea, era pereschi monosim. Și la un moment dat, în timp ce stăteam în sus, Doamne, oamenii ăștia mă cheamă să predic. Ce să fac? Și Duhul Său ne-a spus, continuați. Închinarea. Și am zis, ok, acum dăm putere să-mi urmă vor. M-am ridicat, se uitau la deștia mine, nu înțelegeau ce se întâmplă, am luat microfonul. Domnul a zis să continuăm închinarea. Să vedeți figurile lor. Am pus microfonul, i-am întors spatele. Și-au dat câteva acorduri. Și-au început să cânte. Și-a coborât gloria lui Dumnezeu peste toată biserica. Oamenii în toate colțurile. Atinși. Țipau. Urlau. Plângeau. Și la un moment dat, m-am ridicat din nou și am auzit vântul. L-am auzit și am văzut efectul. Când a trecut peste biserică, din față până în spate, toată lumea s-a ridicat. Să spun că am urlat când mă ținut pe mâine. A venit Dumnezeu în adunare. A venit Dumnezeu în adunare. Două ore și ceva, a urlat toată biserica. Se auzea zgomotul bisericii de pe calea Aradului, de la bifurcația cea mai mare.
După aceea au fost mărturii. Au zis, Domnule, nimeni nu mi-a făcut nimic. Am fost vindecat instantaneu. Am primit eliberare, mă lucru, am primit eliberare acum. Era puterea lui Dumnezeu peste oameni care aveau aceleași trăiri și manifestări cu mine. I-au scos din sală că nu știu ce să facă cu ei. Și au venit la mine să-mi spună, hai să vezi că nu știu ce are asta. Și când m-am dus și am văzut, păcățile umbrilor că stătiți de prezența lui Dumnezeu. Atunci când ești hotărât să vezi în viața ta și a familiei tale și în slujirea pe care o ai, lucrurile pe care Dumnezeu le-a promis. Când ești gata să perseverezi până la punctul acela în care construcția interioară a ființei tale este gata, vei primi. Să ne ridicăm la rugăciune. Ești prezent aici. Doamne, te binecuvântăm. Tu ai fost tot timpul. Dar acum parcă te percepem într-un mod diferit și mai puternic. Doamne, atinge viețile noastre. Doamne, știu că acest cuvânt este pentru fiecare suflet din locul acesta. Și că fiecare suflet este chemat la acea intimitate cu tine în care fierbe de prezența ta în viața lui. Doamne, vreau să te rog să aprinzi un foc puternic care să crească în inima fiecăruia și să aprinzi un foc puternic în această slujire, pentru ca tot ceea ce înseamnă gheață să se topească, să depășim faza în care ne încălzim și ne simțim bine în prezența ta. Și, Doamne, să ajungem în acea intimitate cu tine, în care să luăm foc și să ne identificăm cu focul tău. Tu ai spus că rugăciunea fierbinte a celui neprihănit va birui. Doamne, aprinde-ne pe fiecare dintre noi. Atinge viețile și ființele noastre. Ajută-ne să ne reformăm întreaga viață de rugăciune. Ajută-ne să reformăm în întregime, Doamne, tot ce înseamnă calitatea vieții de rugăciune. Ajută-ne să reformăm acea atitudine interioară cu care venim înaintea Ta și să umblăm de la calitate spre cantitate și consecvență. Doamne, atinge-ne pe fiecare dintre noi și lasă ca gloria Ta să umple viețile noastre. Doamne, te rog să binecuvintezi, te rog să binecuvintezi, te rog să binecuvintezi acum fiecare suflet în parte, tânăr și tânără, bărbat și femeie, copil și bătrân, în numele Domnului Iisus, mă rog acum ca prezența lui Dumnezeu și focul sfințeniei lui Dumnezeu să cadă peste locul acesta, să cadă peste locul acesta, să ardă, să curețe orice legătură nedumnezeiască, orice legătură a diavolului, orice legătură a păcatului, în numele lui Iisus, să fie scoasă în lumină, acum, și focul să ardă, să curețe, să elibereze, să purifice și să transforme viețile și ființele noastre. Orice formă de delăsare, orice formă de neputință, orice fel de legătură care este la picioarele noastre, care este pe mâinile noastre, orice fel de întăritură la nivelul minții, să fie scoasă în lumină, acum, în lumină, în numele lui Iisus, și focul lui Dumnezeu să vină și să cadă peste viețile noastre. Ne încredem în Tine. Doamne, purifică-ți biserica în această dimineață. Purifică pe fiecare dintre noi în parte, Doamne, și umple-ne de puterea Duhului Sfânt. Vrem să fim botezați cu puterea Duhului Sfânt și cu foc dumnezeiesc. Vrem foc dumnezeiesc în viețile noastre pentru o sfințenie reală și autentică, pentru o trăire cu Tine, pentru o slujire cu Tine. Doamne, mă încred în Tine. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu lucrează lucrurile acestea. O, este foc ca să se deschețe. O, câte inimi sunt înghețate aici. O, îndurare.
așa de multe inimi înghețate. Tu știi că mesajul acesta a fost pentru tine. Tu știi. Știi exact ce ți-am predicat, nu ți-am predicat lucrurile noi, poate puțin altfel puse. Dar tu le știi și le-ai și trăit. Dacă nu le știi, le-ai auzit și ești chemat să le trăiești. Pentru ca să te poți bucura de toată plinătatea lui Hristos, nu numai de drept câștigată, ci și de fapt în tine. Te chem în această dimineață la acest prim serviciu al Bisericii Filadelfia să te rededici lui Dumnezeu într-un mod nou și proaspăt. Nu oricum, ci cum a spus El. Adică să-ți rearanjezi viața de intimitate cu El. Pentru că de aici îți vine viața. De aici îți vine viața. Nu există altă cale, nu este alt mod decât de aici îți vine viața. Pentru că este fața ta în fața Lui. Și nimic altceva. Dacă inima ta este într-o lucrare de rearanjare, și vrei să te pocăiești într-un mod real pentru că n-ai ținut-o la temperatura optimă pentru fierbere. Pentru că te-ai îmbuibat cu toate lucrurile vieții acestea. Pentru că plăcerile și grijile și îngrijorările lumii acestea au pus stăpânire pe tine. Pentru că nu l-ai iertat pe fratele tău și pe sora ta. Pentru că este încă în tine, în inima ta, judecată și bârfă. Acum este timpul pentru arderea lucrurilor murdare. Acum este timpul să începi o viață nouă. Da, e timpul să ștergi toate acele adrese pornografice care sunt în calculatorul tău. Este timpul să arzi orice legătură cu lumea pornografiei. Este timpul. Este timpul. Este timpul să arzi orice legătură cu legăturile și relațiile nedumnezești pe care le ai. Este timpul. Este timpul să pășești în acea ascultare de Dumnezeu care să-ți dea viață, să o guști și să o trăiești tu. Este timpul. Dacă în această dimineață ai nevoie de rugăciune, vreau să mă rog împreună cu tine. Vreau să mă rog împreună cu tine. Vreau să mă rog împreună cu tine. Știu că timpul a trecut. Știu. Dar știu un lucru. Că mesajul pe care l-ai auzit acum este de la Dumnezeu pentru sufletul tău. Și după cum te văd că ești în Duhul, ai așa mare nevoie de lucrul ăsta. Și dacă ești și sincer, o să spui, Doamne, botează-mă cu foc. Botează-mă cu foc. Botează-mă cu foc. Focul curăță, focul eliberează, focul energizează, focul revitalizează. Ai nevoie de foc în numele lui Iisus.